Bună dimineața! Știți cum zice navigația? Reconfigurarea traseului. Am plecat de la Filzmoș. N-a fost de mine. E o stațiune pustie. Nu ai absolut nimic de făcut. La schi era să-mi rup picioarele. Cred că zilele astea o să fie mai bine de schiat, dar nu mai suportam să stau în acea cameră. Super mică, că hotel de 4 stele pe noi ne-a cazat, ați văzut, sub pământ. N-am avut un mic frigider în cameră, n-am avut un fierbător de apă, un expresor de cafea, absolut nimic. M-am dus la recepție, am zis dacă se poate astea 3 zile să mi le dea în altă perioadă, pentru că a trebuit să plec. Cu zâmbetul pe buze mi-au zis că nu se poate. În alte părți s-a putut, aici nu se poate. Foarte fericit a fost că s-a eliberat o cameră. Da. Ce să vă zic despre costuri? Cu drum, adică benzina, cazare, mâncare, schi în fiecare zi, că mai bei și tu o bere în cameră, nu în localuri. O săptămână te costă cam 2000 de euro. Ați văzut prețurile la schi, prețurile la cazare, cam vă dați seama, mă cunoașteți, vă spun exact cam care sunt costurile. Plec cu regret spre Viena, acolo măcar știu că am ce să vizitez, am ce să fac. Am scurtat vacanța cu 3 zile, îmi pare rău. Mugurel și doamna Jenny au rămas, iau prietenii lor acolo. Na. N-am nimica de zis mai mult. Ne vedem pe drum, ne vedem la Viena. Îmi pare rău că plec datorită peisajului. Peisajul este superb. Mai am cam 150 de km până în Viena. Am oprit la un Peco. Mașina mea este hibrid, dar motorul pe combustie este pe benzină. Benzina este între 1,55 și 1,6 euro litrul. Am și rezervat un apartament aproape de centru în Viena, un apartament frumos, o să vi-l arăt și dumneavoastră. Cam 50 de euro pe zi. Apartament mare. 50 de euro este mai ieftin ca în Timișoara. Este incredibil. Deci, într-o oră, o oră și puțin, am ajuns la Viena. Am intrat în Viena, dar cazarea mea este după ora 15, așa că o să caut un mall, ceva, unde să găsesc și parcare și un loc unde să pot sta puțin. Haideți să vă arăt și cum arată. Este o garsonieră, de fapt, dar este foarte mare. Am intrat. Uite ce bine arată. Are vreo 40 de metri. Asta este livingul. Aici am o debara unde mi-am pus hainele. Foarte ciudat la ei, toaleta este aici. Aici am mașina de spălat, fier, feon, toate alea. Mergem. Baia, chiuveta și cada sunt separate. Gazda foarte drăguță, extraordinar de drăguță. Mi-a lăsat și o șampanie. Bucătăria cu mașina de spălat vase. Frigider, congelator, pe aici am de toate, cafele, ceaiuri, toate nebuniile. Și haideți să vă arăt și piesa de rezistență. Foarte mare este garsoniera.
stau chiar în centru și ia uitați, am aici masă cu scaune și ăsta este balconul cu view. Nu prea are view, na, dar este în centru, sunt aproape de toate, sunt foarte încântat de această cazare la 50 de euro pe zi, nu mi-a venit să cred. Cred că fac un duș repede, beau și o gură de șampanie să prind curaj și merg spre parcul Praten. Este acolo un restaurant, eu am mai fost și se mănâncă un ciolan ceva senzațional, ceva de vis. O să încerc să-l reproduc și eu. Dar sunt atât de încântat de această cazare, nu vă spun. Nu vă spun, uitați. Loc de parcare, absolut tot. 50 de euro pe zi, mai puțin ca în Timișoara. Și este de dor mai mare. Super! Mi-a venit inima la loc. Ia uitați, mi-am pus un par de șampanie. Stau pe balcon, fain frumos. În Viena, alte condiții. Cea mai bună alegere am făcut-o că am plecat de acolo. Mă simțeam... Na, nu vreau să zic cum. Am plecat în căutarea ciolanului perfect. Mergem în parcul Prater. Este la 10 minute de cazarea mea. Vremea este perfectă. Ia uitați. Sunt cam 10 grade. Și sunt atât de fericit că am ajuns la Viena. Nu vă închipuiți. Uitați pe străzi. Puține mașini. Parcările sunt foarte scumpe. Pleacă de la... Nu știu, într-un supermarket pleacă de la 3 euro. Iar, adică mall. Iar parcarea așa privată pleacă de la 6 euro pe oră. Ia uitați, în față se vede roata. Ajungem în Prater. Mama mie, abia aștept acel ciolan. Am intrat în parc. Acum am fost eu a doua oară la Viena, m-am dat și cu această roată. Deci că e telecabina de la Sinaia. Iar aici, pe stânga, chiar în față, era un muzeu al figurilor de ceară. Nu știu dacă mai este, mi-a făcut atunci o poză cu Marilyn Monroe. Muzică de Mozart. Ce amintiri frumoase. Cam puțină lume. Aici era muzeul figurilor de ceară. Chocolate Museum, Viena. Dar nu se vede nici înăuntru și este și închis. Aici este ca un sat de vacanță. Foarte frumos. Ce m-aș da și eu în toate astea, dar cred că am prea puțin timp. Două zile. De fapt o zi jumate.
Văd că acum este închis. Dar eu vin după miros. Miroasea ciolan vienez. Zilele astea o să mănânc și șnițel și strudel. Hotel Psycho. Și aici un roller coaster Black Mamba. Mama mia. E periculos înseamnă. Ia. Au ce limba are? Neagră. Super top dance. Asta nu înțeleg. Tu ești pe acolo pe balcoane și dansezi? Asta e interesant. Dar cel mai interesant este această. Nu știu cum să zic. Este imensă, e cât turnul Eiffel. Și uitați, te urcă în paia genului și te învârte. Te ridică sus. N-aș avea curaj să mă dau în asta. Văleu. Dar nu știu de ce totul este închis. Tot este închis, uitați. Burger King închis. Totul este închis. Sper să găsesc deschis la restaurant. Am ajuns și la restaurant și văd că este închis. Nu înțeleg de ce. Vor avea mai multe intrări, dar văd și în curte mesele ridicate, scaune ridicate. Închis. Ciolanul meu. Hai să mai căutăm. O fi acolo în față? Schweizer House închis. Aici am mâncat acel ciolan. Extraordinar. Dar mai căutăm. Voacere, îmi pare. Hai să încercăm și aici. Dacă au ciolan, stau. Dacă nu, caut în altă parte. Ștelțe. Am intrat în acest restaurant. Vreau trei ospătari. Să aștept. Băi, e restaurantul gol. Nu, că trebuie să aștept. Pot stau acolo? Nu. Până la urmă a venit un manager, după 10 minute, mi-a pus o masă în mijloc, n-am vrut acolo, am cerut una mai la margine, până la urmă mi-a acceptat cu greu. Haideți să vedem ce comandăm. Am plecat de aici, un ciolan mic, era 30 de euro, a venit un domn, foarte nerespectuos, mi-a zis că ce vreau pe lângă el, că vreau o bere. A, nu, salata, pâinea, garnitură, ce mai avea pe acolo, totul era în plus. Ajungeam la 60 de euro un ciolan. Am întrebat de ce, mi-a zis că este bio. Și nu-mi dădea un ciolan întreg, îmi dădea doar o porție. Restaurantul gol, nu m-au primit bine. Nu m-am simțit bine.
nu m-am simțit bine aici. Că este ciolanul bio, să fie ei sănătoși. Merg în altă parte, cu părere de rău. Totul este închis. Nu am găsit nici măcar o toaletă deschisă. Se pare ciudat. O deschide doar sâmbătă și duminica. O ia la restaurant. Au fost foarte surprinși că intre cineva. Și atunci nu știa ce să facă cu mine. Și ca și rezultat am plecat de acolo. Eram singurul client. Și nici pe mine n-au știut să... Cum să, nu știu, să mă atragă, să-mi vândă ceva. Am venit la un restaurant asiatic. Eu aici mâncam aproape zilnic. Acum câțiva ani. Și de fiecare dată mâncam aici. Au o mâncare extraordinară. Nu vin să cred că l-am găsit deschis. Toate cealaltă care le știam erau închise. Haideți că o să comand un fel, două feluri. Abia aștept. Am comandat două feluri de mâncare. O rață Hong Kong cu legume și și o vită și șoan. Asta este puțin iute, dar am zis și la rață să-mi pun iute. Și am luat și o bere, una japoneză și una coreană. Nu, vietnameză. Una japoneză și una vietnameză. Abia aștept. Mi-a adus amândouă berile odată, dar nu contează, sunt foarte reci, uitați, brumate, așa cum place mie. Kirin Ichiban și Bia Saigon. Mama mia, ia uitați aici. Și stau chiar la bulevard, este un bulevard mare, nu știu cum îi zice. Prima dată am pus berea japoneză. Ia să vedem. Foarte bună, foarte bună. Rece, acidulată. Extraordinară. Ai să gust și din berea vietnameză. Am luat o gură din aia japoneză și deja mă bâlbâi. Ia să vedem. Care e mai bună? Și asta e foarte bună, echilibrată, dar parcă mai bună aia japoneză. Are mai mult acid și, nu știu, un gust așa mai de bere proaspătă. Foarte bună și asta. A venit rața. Cred că am făcut o mare greșeală, că am luat două porții. Nu știu dacă vă dați seama, are și orez, sos de soia, un sos spicy. Uitați, nu știu dacă se vede. Este cât două palme. Este imensă porția. Imensă. Știam că se mănâncă aici bine. Mama mia. A venit și vita în stil Sichuan. Beef Sichuan. Uitați, plită încinsă. O porție mare de orez. Dar ia uitați, ea încă se face aici. Mama mia. Extraordinar de bine arată mâncarea aici. Rața este senzațională. Se topește în gură și de sub. Te uitați câte legume. Zucchini, ceapă, muguri de soia, fasole, morcov. Este o nebunie, o nebunie. Iar sosul ăsta picant, nu știu dacă ați auzit, am găsit în sec. Extraordinară este. Am trecut și la vită. Nu știu cum o fac. Vita se topește în gură. Și legumele astea sunt doar puțin făcute, sunt crocante. Uitați, floare de lotus, zucchini, păstaie, morcov. Senzațional. Senzațional. Dacă aș alege între rață și vită, rața a fost puțin mai bună. Na, gusturile mele.
Am ieșit din restaurant, mă rostogolesc. Atât de bună a fost mâncarea, e incredibil. Am venit la Viena, am vrut să mănânc ciolan, schnitzel, strudel și am ajuns la mâncare chinezească. Dar vă spun, extraordinar, extraordinar, sunt super fericit. Mă duc spre cazare. După atâta drum, după atâta mâncare, mă duc să mă odihnesc. Aici, în spatele blocului, stau eu. Cred că o să dorm super bine. Îmi pun un film la Netflix. Asta a fost ziua de astăzi. Cu bune, cu rele, mai multe bune. Vă mulțumesc și vă spun la revedere!